Bună tuturor! Am revenit cu prezentarea catalogului de la Avon. Este prima campanie de Crăciun, numărul 11 și haideți să vi-l prezint, să vi-l arăt. Sper din suflet că o să vă placă acest videoclip. Luna trecută nu am prezentat pentru că nu am avut timp și acum am zis că totuși să vi-l prezint, chiar dacă poate ați văzut deja răsfoirea sau chiar dacă l-aveți voi deja acasă, dar unele persoane chiar sunt curioase de prezentarea mea și le place felul cum îl prezint și ce părere am despre unele oferte și unele prețuri, astfel încât am zis totuși să vi-l prezint, să vi-l arăt și eu. Este un catalog destul de gros, deci e chiar foarte gros și sper să nu-mi iau veșnicie. Aici sunt parfumele Her Story la 49, împreună cu o punguță și o loțiune la 59, este mai bun prețul la set. Aici este o ofertă foarte bună. 55 de lei, deci e un preț chiar super bun. Parfumul Little Black Dress, țineți cont că este variantă de 100 de mililitri. L-am avut eu am cum 3 campanii, mi se pare să două pe comandă și a fost 70 de lei doar parfumul, 69 doar parfumul. Deci acum e prețul foarte bun, 55 cu o loțiune și o punguță. Aici este o felicitare tare drăguță de Crăciun cu 8 lei, bijuterii și punguțe de împachetat. Calendar Advent nu cred că ar merita, este părerea mea, 150 de lei 12 produse sau 300 de lei 24 de produse și din ce observ aici nu prea m-ar tenta. 7 lei spumantele de baie, acestea noi de Crăciun. 60 de lei, este un preț destul de bun acesta la Rare Pearls pentru că aveți și cutie și 3 produse. 1 leu, practic 71 de lei două produse, ar fi un preț bun, 35, 60 de bani și 50 de bani. Aici este un preț foarte, foarte bun la aceste trei parfumuri, mai ales Pur Blanca. Am cliente care le adoră, chiar și mie îmi place acest parfum, 16 lei, un preț foarte, foarte bun. Acum trebuie să-l comandați, să puneți un apel dacă vă place, pentru că a fost și la 25. Mi se pare scump individual Blue, 40 de lei. De obicei, el singur este până în 25. Deci, la ceai, da, 15 lei pe deodorant Rolon și pentru o cutie, nu, sincer, e mult. Noul Celeb Star. Aici e minunăție, pagina asta. Deci, trebuie neapărat să testați cum miroase, Doamne, minunat. Gama asta e cu turtă dulce și asta, gelul ăsta de duș și acesta este cu plăcintă de mere și scorțișoare. Minunate, deci mirosuri delicioase. Acestea 3 sunt la 20 de lei sau prețul separat. Sper să se vadă bine. Aici e un preț bun la mini parfumele 10 lei, e un preț ok, corect. La fel și aici 18 lei, un preț bun și noutate Faraway Glamour, în variantă de 30 de ml. Fiecare super preț nu mi se pare super preț, este prețul ok, cel care este de obicei, dar nu super preț. Aici în niciun caz, deci e un preț foarte, foarte ridicat, 30 de lei, nu știu, cred că era și 25 sau până în 30, dar cel mai bun preț din an, 30 de lei, nu aș zice. Aici produsele de Crăciun, cred că sunt gama cu cocos. Și aici îngrijirea tenului urmează. Această cremă am testat-o din mostră și mi-a plăcut. Este destul de hidratantă. Pentru tenul meu gras chiar a fost ok. Tot mă lovesc aici între piept, că este aproape de mine. Sunt curioasă de aceste săpunuri, dacă l-aveți. Acesta demachiant pentru ten mat și acesta pentru puncte negre. Dacă l-aveți, m-aș bucura dacă mi-a spune în comentarii o părere cum vi se pare, cum este, dacă merită. Și de această cremă sunt super curioasă, acum am ceva, dar cred că mi este pe terminate. Chiar aș vrea să o testez la 9 lei, este un preț bun și n-am mai fost până acum la Avon pentru ten gras din asta, chiar super. Sau o să-mi iau ceva din farmacie, la Roche-Posay sau Bioderma, pentru că am și cu ușor pe față. Aici, Today, ceva nou, avem
Suflet de cola 200 de mililitri, până acum n-a fost, numai 150 și în ambalaj nou, foarte fain. 120 de lei, chiar l-a merita. E parfumul de 100 de mililitri, un suflet de col și un mini parfum. El sunt nebunite, mie îmi place Today foarte mult și de asta zic că merită, chiar îmi place. La fel și aici, 40 de lei acest set. E ok, se merită, cu punguță și parfumul de 30 de mililitri. Aici mi se pare foarte, foarte scump acest set LAC, pentru că a fost acest parfum singur la 50 de lei, plus loțiunea 10-60. De ce ai dat 80? Nu știu, deci e foarte, foarte mult. Bine, cum spun ei, 75 parfumul sau 79 setul, clar că se merită setul, dar vă spun că a fost la 50 de lei. Aici, noi parfumul Maxima. Aici e un preț bun, foarte bun la Attraction, a fost și 100 de lei, acesta de 100 de mililitri, deci e ok. Și 22 Pure, e așa și așa, a fost și 20, tot așa oscilează. Rare Gold 45, e un preț decent. Eve Embrace, cred că și la lansare tot același preț la Vusetul, 75 sau 85, chiar nu vreau să mint. Aici 2 la 40, ok. 20 de lei unul, dacă luați două, dar țineți cont că acum o campanie sau două acesta, Sovmas și acesta, mi se pare, astea două erau la 18 lei fiecare, deci un preț mult mai bun, acesta cred că, nu vreau să greșesc. Astea două mi se par scumpe la 65 și acesta este undeva la 40-45, se învârte. Loțiunile sunt scumpe, acum 16 lei e mult, de obicei sunt 10. Aici sunt prețuri foarte bune. Persivul de 100 de mililitri, 39 de lei și Black Suede, 60 de lei aproape. Deci e prețul chiar, chiar bunicel. Aici 60 de lei la full speed. E un preț ok. Senio 85. Trecem la make-up. Oje, 13 lei. Un contur de ochi, 13 lei. Al doilea, 6,50. Practic este tot aceeași chestie. Dacă vă gândiți, e aproape 20 de lei. Deci 10 lei unul. Doar că te face să iei două. Sper să se vadă bine. Creion de la 11 lei, creion de ochi, acesta Power Stay, este un preț ok. Acesta este un set bun la preț. Cred că este cu tuș de ochi și creion de sprâncene și o cutiuță. Este bun prețul, 25 lei. Tușul e bun, de obicei e 15, 10 lei creionul, ambalat e frumos, dar să știți că tușul e chiar bun și e chiar interesant pentru cadou. Să aveți tuș și creion. Cam acestea sunt prețurile în general, asta vreau să zic. Tușul mai oscilează și la 18. Aici prețul de la 12 și avem luciul la 12. Rujul acesta este oribil, deci mie nu-mi place absolut deloc. Nu știu cum poate să fie bestseller. Am o nuanță, nu mai știu care. Chiar nu știu. Ceva roșu. Chiar nu mai știu, cred că acesta roșu, deci e atât de lipicios pe buze și nu se dă jos, deci efectiv mi-am rupt pielea de pe buze și tot el nu se dădea jos și e foarte lipicios, deci nu poți să-l suporți. L-am folosit odată și efectiv nu-l suport. Nu știu cum poate cineva să-l folosească. Bun, aici produse lux, acesta este pentru ultima dată în catalog, acesta pe mov, mascara-ul acesta e foarte bun de altfel. Le-am testat și eu de-a lungul timpului. Aici pentru manicură. Gene false, două bucăți, 28 de lei. Dacă aș ști și eu să le aplic. Și adeziv pentru gene separat, enorm de scump, 37 de lei, doamne. Mult. Trecem la bijuterii, accesorii. Portofelul ăsta îmi place super mult, la fel și ăsta de bărbați, arată foarte fain. Și ceasurile sunt frumoase. Tot felul de bijuterii. Ceasuri din acestea super faine ambele. Henuțele, asta, tunica asta, rochița asta chiar nu
Cămășuța asta e drăguță, dar e foarte scumpă, 100 de lei. O rochiță, încă una mai scurtă. Geanta asta e frumoasă, e foarte frumoasă, 110 lei. La fel și aceste șaluri, eșarfe, 45. Aici outlet, care nu mi se pare să aibă ceva extraordinar. Prețuri, mă refer. Aici produsele Liv. Gama Planet Spa. Acest săpun lichid Martenta, 10 lei. E un preț bun, dar aici la se mi se pare foarte mult, 30 de lei, când săpunul e 10. Deci, practic dăm încă 20 pe o cremă și o cutie, nu, chiar nu. Aici este noutate, ceva sare de baie, mi se pare. Se de 3 produse, 21 de lei, 22, prețul este destul de ok, 7 lei și un pic. Noutăți, de fapt, au reapărut că ele erau și în ceilalți ani. Lumânare parfumată și difuzor. Faraway, Today și Little Black Dress. Am avut Faraway, l-am primit, dar nu este ceva extraordinar. Nu miroase de aici, din acest difuzor deloc și nu sunt cele mai ieftine. Acest costum de casă îmi place foarte mult, dar mi se pare destul de scump. 140 de lei. Poate dacă era altă culoare, dar materialul chiar îmi place, din acela pufos. Pijamăluțe, șosete. Și trecem la îngrijire personală, unde îmi place mie cel mai mult. Finalul catalogului, ca de obicei. Aici oferte destul de bune, 15 lei practic bucata. Să știți că sunt foarte bune produsele în Encanto, miros super bine. Chiar acum folosesc acest spray intens, e chiar minunat, miroase super bine. Și o noutate de care mă bucur super mult, aceste măști de păr de la Avon, desigur. Măști de păr din acestea în variantă mare, 375 ml la 20 de lei. Prețul e destul de ok, cantitatea și ăsta, nu știu pe care să o încerc, acum am în baie, dar peste câteva luni, când se va termina, chiar și-aș vrea să încerc de la Avon, de ce nu? Dacă oricum dau comenzi. Șamponul scap 14 lei, nu l-am folosit niciodată, chiar nu știu cum este. Dacă aveți o părere, vă rog să mi lăsați în comentarii. Produse noi pentru picioare. Acest tratament e foarte bun la 9 lei, acum se merită clar la 9 lei și aici o ofertă foarte bună de care trebuie să profitați și voi, chiar e super bună de la aceste pagini. Gelurile de duș, săpunurile lichide, creme de picioare și spray-uri de corp. Dacă cumperi două cu 9 lei, adică 18 lei, pe al treilea primesc gratuit, deci practic 6 lei bucata. Mi se pare un preț foarte, foarte bun. Când au mai fost spray-uri de corp 6 lei bucata, nu au fost ori niciodată, ori de mult. Maxim 8 lei, dar 6 lei super bun. Plus o reducere și este și acesta nou. Neapărat este ofertă de care trebuie să profitați. Știu că gelurile de duș au mai fost la 6 lei, săpunurile nu, tot așa erau 9, dar acum cu oferta asta mică mi se pare ok la preț. Gelurile de duș 11 lei, nu este cel mai bun preț, părerea mea. Nici spumantele, dar acesta este în ediție limitată Martenta. Gelurile acestea mari sunt campania asta la un preț mai bun, adică 13, acum sunt 14, dar nu sunt exagerat de scumpe. Spumantele sunt ok, la 17 lei, cam acesta e prețul. Și aici avem ceva seturi noi. E bun acest set la preț, ați văzut doar gelul de duș singur, e 11, practic mai puneți 3 lei și aveți și un spray. E un preț bun. La fel și acesta de bărbați. Sunt prețuri destul de ok. Aici ar veni 6,50 lei bucata, iarăși e destul de ok, pentru că astea oricum nu prea se mai găsesc din păcate, seturile astea cred că o să dispară. Iarăși aici sunt seturi bune la preț 23 de lei, practic 7 lei bucata, dar acest spumant nu, las cu 7 lei. Setul de 5 produse la 30 de lei e destul de ok, să știți că merită. Acest spumant e foarte fain, la fel și gama asta cu cireșe, spray de corp și spray pentru păr. Bine că le-au readus la 30, nu le-au lăsat la 32. Produse de copii, de fetițe. Cremele de mâini 5,50, un preț bun.
Și aici avem produse la 9 lei, toată pagina asta. Sunt destul de ok prețurile. Și aici avem la 8 lei. Acest șampon este interesant, împotriva căderii părului la 8 lei, cantitate de 400 ml, ok prețul. Black Friday, 13 lei, e ok acest spray. 18, acesta a fost luna asta, 20, deci mai ok acum. Produsele Lux. Parfumele astea iară sunt prețuri foarte bune, 16 lei, acestea 18, erau și la 20, 20. Acestea 55 iară, sunt prețuri destul de bune, mai ales pentru Attraction. Premier Lux și acestea au un preț destul de bun, 55. Și pe copertă această cremă. Cam acesta a fost, dragii mei, catalogul. Sper din suflet că v-a plăcut prezentarea mea. Poate vi s-a părut interesantă și unora poate v-a fost utilă. Sper din suflet că a fost așa și m-aș bucura să-mi spuneți jos în comentarii ce părere aveți voi despre acest catalog, despre ofertele prezentate. Aș vrea să aud și părerea voastră. V-am pupat și vă doresc o zi cât mai faină. Pa, pa!